Dragi elevi, astăzi vom continua prezentarea tipurilor de integrale nedefinite care se reduc la integrale de funcții raționale. Vom da un nou tip de astfel de integrale. Deci, integrale, deci tipuri de integrale nedefinite care se reduc prin substituție la integrale din funcții raționale. Pentru început vom lua următoarea integrală, integrală din R de cos de x, sin de x, dx, x aparține i, unde R este o funcție rațională, pentru a calcula această integrală, se va folosi următoarea substituție standard, t egal cu tangentă de x pe 2. Vom avea x pe 2 este egal cu artangent de t. Sau x este egal cu 2 arctangentă de t. Cos de x este egal cu 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat. Sin de x este egal cu 2t supra 1 plus t pătrat. Iar dx este egal cu 2 supra 1 plus t pătrat dt. Dacă facem această substituție, obținem integrală din R de cos de x, virgulă sin de x, dx, este egal cu integrală din R de cos de x, 1 minus t pătrat, 1 plus t pătrat, 2t supra 1 plus t pătrat, de 2 ori 1 plus t pătrat, dt. Să observăm că deoarece R este o funcție rațională, atunci și R compus cu două funcții raționale este tot o funcție rațională. Și o funcție rațională înmulțită cu o funcție rațională ne dă tot o funcție rațională.
Deci, în concluzie, orice fel de astfel de integrală care depinde numai de cos de x și de sin de x se transformă într-o integrală dintr-o funcție rațională. Funcțiile raționale, precum bine știm, există un algoritm extrem de precis cu care putem să le calculăm. Pentru aceasta vom exemplifica printr-un prim exemplu, 1, să se calculeze integrală din 1 supra 1 plus cos de x de x. X aparține 0 pi pe 2. Pentru a evalua această integrală se procedează în modul următor. Se notează t egal cu tangentă de x pe 2. Obținem imediat că x e egal cu 2 arc tangentă de t, de unde cos de x este egal cu 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat, iar de x este egal cu 2 supra 1 plus t pătrat dt. Deci această integrală devine integrală din 1 supra 1 plus cos de x dx este egal cu integrală din 1 supra 1 plus 1 minus t pătrat 1 plus t pătrat înmulțit cu 2 supra 1 plus t pătrat dt. Doi o trece în față, deci este 2 ori integrală din 1 supra 1 plus t pătrat plus 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat înmulțit cu 1 supra 1 plus t pătrat dt. T pătrat cu minus T pătrat se reduc și rezultă 2 integrală, sus o să vină 1 plus T pătrat, jos o să rămână 2, înmulțit cu 1 supra 1 plus T pătrat dt. 1 plus t pătrat cu 1 plus t pătrat se simplifică, 2 cu 2 se simplifică și rămâne integrală din dt. Egal mai departe cu t plus c. Dar t e tangentă de x pe 2. Deci vom avea următorul lucru și anume este egal cu tangentă de x pe 2 plus c. Bun. În acest context am putut să evaluăm această integrală. Să trecem mai departe cu al doilea exemplu. Să se calculeze integrală din 1 supra 1 plus sin de x de x. X aparține 0 pi pe 2. Bun. Pentru aceasta, din nou, t egal cu tangentă
de x pe 2, rezultă imediat că x egal cu 2 arc tangentă de t, deci dx este egal cu 2 supra 1 plus t pătrat dt. Deci rezultă că, avem de asemenea sin de x este egal cu 2t supra 1 plus t pătrat. Avem integrală din 1 supra 1 plus 2t supra 1 plus t pătrat. Înmulțit cu dx, 2 supra 1 plus t pătrat dt este egal cu. Integrală din t pătrat plus 1 plus 2t supra 1 plus t pătrat, 1 supra, înmulțit cu 2 supra, 1 plus t pătrat dt este egal cu. 2-ul trece în față, 2 integrală din 1 plus t pătrat ori t plus 1 la pătrat înmulțit cu 1 supra 1 plus t pătrat dt este egal cu. Simplificăm 1 plus t pătrat cu 1 plus t pătrat, 2 ori integrală din 1 supra t plus 1 la pătrat dt egal cu minus 2 supra t plus 1 plus c. Este egal cu minus 2 supra t-ul cine este? Tangentă de x pe 2. 1 plus tangentă de x pe 2 plus c. Acesta este rezultatul căutat. Vom continua cu exemplul numărul 3. Integrală din dx supra cos de x plus sin de x. X aparține 0 pi pe 2. Vom face de asemenea substituția t egal cu tangentă de x pe 2. Deci x este egal cu 2 arc tangent de t cos de x este egal cu 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat sin de x egal cu 2t supra 1 plus t pătrat și dx egal cu 2 supra 1 plus t pătrat dt. Rezultă integrală din dx supra cos de x plus sin de x egal cu integrală din fracție. Sus o să avem 2 supra 1 plus t pătrat
înmulțit cu dt și jos o să avem 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat plus 2t supra 1 plus t pătrat. 2-ul trece în față și o să avem 2 ori integrală din 1 supra 1 plus t pătrat și jos o să avem 1 minus t pătrat plus 2t supra 1 plus t pătrat dt. Este egal cu minus, deci o să vină 2 integrală din 1 supra 1 minus t pătrat plus 2t dt. Egal mai departe cu minus 2 integrală din 1 supra t pătrat minus 2t minus 1 dt. Pentru a evalua această integrală, procedăm în modul următor. Notăm S este egal cu T minus 1, deci DS egal cu DT. Deci, T este egal cu S plus 1, deci aceasta va fi minus 2 ori integrală din 1 supra S plus 1 la pătrat minus 2 ori S plus 1 minus 1 ds egal cu minus 2 integrală din 1 supra S pătrat plus 2S plus 1 minus 2S minus 2 minus 1 ds. Este egal cu minus 2 integrală din ds supra S pătrat minus 2. Este egal cu minus 2 integrală din ds supra S pătrat minus radical din 2 la pătrat. Este egal cu minus 2 înmulțit cu 1 supra 2 o radical din 2 ori logaritm natural din modul din S minus radical din 2 supra S plus radical din 2 plus C. Doi cu 2 se simplifică și rezultă că este egal mai departe cu minus radical din 2 pe 2 ori logaritm natural din modul de S-ul cine este? S-ul este T minus 1. Deci T minus 1 minus radical din 2 supra T minus 1 plus radical din 2. Plus ce? Acesta este egal mai departe cu minus radical din 2 supra 2 înmulțit cu logaritm natural din modul de T
Teo cine este? Teo e tangent de x pădui. Tangentă de x pădui minus 1 minus radical din 2 supratangentă de x pădui minus 1 plus radical din 2. Plus ce? Acesta este rezultatul final. Vom continua cu un ultim exemplu, 4. Să încercăm să calculăm integrala din 1 supra cos de x ori sin de x dx. X aparține 0 pi pe 2. Pentru aceasta, t egal tangentă de x pe 2, x egal cu 2 arc tangentă de t, dx egal cu 2 supra 1 plus t pătrat de t, cos de x egal cu 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat, sin de x este egal cu 2t supra 1 plus t pătrat. Deci integrala noastră devine integrală din 1 supra cos de x ori sin de x dx este egal cu integrală din fracție. 1 supra cos de x este 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat înmulțit cu sin de x 2t supra 1 plus t pătrat înmulțit cu 2 supra 1 plus t pătrat dt. 2 o trece în față, deci o să avem 2 înmulțit cu integrală din fracție și vom avea așa. 1 plus t pătrat cu 1 plus t pătrat se simplifică, deci vom avea 1 plus t pătrat supra 2t ori 1 minus t pătrat dt. Doi cu 2 se simplifică, deci vom avea integrală din 1 plus t pătrat supra t pe lângă 1 minus t pătrat dt. Introducem un minus în față, deci este minus integrală din t pătrat plus 1 supra t pe lângă t minus 1 pe lângă t plus 1 dt. Descompunem în fracții simple. T pătrat plus 1 egal cu t pătrat plus 1 supra t pe lângă t minus 1 pe lângă t plus 1 egal cu a supra t plus b supra t minus 1 plus c supra t plus 1. Este egal cu a pe lângă t pătrat minus 1 plus b pe lângă t pătrat plus t plus c pe lângă t pătrat minus t supra t ori t pătrat minus 1.
este egal mai departe cu fracție a plus b plus c t pătrat plus b minus c ori t minus a supra vom avea t pe lângă t minus 1 pe lângă t plus 1. Rezultă imediat următorul sistem. A plus B plus C este egal cu 1. B minus C egal 0 și minus A egal 1. Deci o să avem A egal minus 1, C egal cu B și minus 1 plus B plus B egal 1. Rezultă A egal cu minus 1, B este egal cu 1 și C egal cu 1. Deci vom avea minus integrală din t pătrat plus 1 supra t pe lângă t minus 1 pe lângă t plus 1 dt este egal cu minus integrală din paranteză a a pe t minus 1 supra t plus b pe t minus 1 plus 1 pe t minus 1 plus c pe t plus 1 dt. Deci vom avea integrală din 1 pe t minus 1 pe t minus 1 minus 1 pe t plus 1 dt egal cu logaritm natural din t minus logaritm natural, deci din modul de t, minus logaritm natural din modul din t minus 1, minus logaritm natural din modul din t plus 1. Plus ce? Să înlocuim acum, este egal mai departe cu, este egal mai departe cu, logaritm natural din modul de, cine este t-ul? T-ul este tocmai tangentă de x pe 2. Deci tangentă de x pe 2 minus logaritm natural din modul din tangentă de x pe 2 minus 1 minus logaritm natural din modul din tangentă de x pe 2 plus 1 plus c. Acesta este rezultatul final.